Este ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Pentru început, înainte de a demara dezbaterile de astăzi, permiteți-mi să vă prezint o sinteză a principalelor știri ale săptămânii din domeniul sănătății, știri pe care le puteți aprofunda pe platforma 360medical.ro. Războiul din Ucraina și criza umanitară provocată are deja efecte și asupra sistemului sanitar din țara noastră. România oferă asistență medicală gratuită refugiaților din Ucraina care au nevoie de acest lucru în spitale publice și private. Printre categoriile de pacienți ucraineni care necesită o atenție specială se numără cei care au nevoie de dializă sau care au suferit un transplant. Un alt efect al acestei crize este panica. Ucraina are 5 centre nucleare în funcțiune, iar mulți români s-au năpustit să-și facă stocuri de iodură de potasiu, deși autoritățile au avertizat că acest medicament nu trebuie luat preventiv. România poate asigura cantități suficiente de iodură de potasiu, compania Antibiotice Iași demarând din această săptămână producția pentru a acoperi necesarul intern în caz de nevoie. Și un alt subiect important și de interes al acestei săptămâni a făcut referire la încetarea stării de alertă și a restricțiilor cu care ne-am obișnuit în ultimii 2 ani. Autoritățile au anunțat zilele trecute mai multe măsuri de tranziție pentru personalul medical și pentru vaccinarea împotriva COVID-19, care, atenție, va fi transferată în totalitate medicilor de familie. Găsiți toate informațiile și despre acest subiect pe platforma 360medical.ro. Și o să abordăm în emisiunea de astăzi o temă de discuție legată de o afecțiune asupra căreia se trag tot mai multe semnale de alarmă în ultima perioadă. Este vorba despre cancerul colorectal, o boală care reprezintă cauza de deces cel mai des întâlnită după o altă formă foarte gravă de cancer. De altfel, luna martie este luna dedicată acestei afecțiuni, în care se trag semnale de alarmă cu privire la simptome, la riscuri, la tratamentul pe care trebuie să-l urmeze un pacient diagnosticat cu cancer colorectal. Permiteți-mi să îl salut pe invitatul meu cu care deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin, este în platou alături de mine, specialist în politici de sănătate. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. De asemenea, conferențiar universitar dr. Dana Stănculeanu este șeful secției de oncologie medicală de la Institutul Oncologic din București și este în legătură video direct alături de noi. Bună ziua, vă salut doamna profesor și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Începem dezbaterile chiar acum. Cancerul colorectal, așadar, subiectul de discuție din emisiunea de astăzi. M-aș adresa pentru început domnului dr. Fotin. Vreau să ne spuneți, domnule Fotin, cum a evoluat incidența acestei boli în ultimii ani și care este speranța de viață în cazul cancerului colorectal. Ca să vedem cum a evoluat incidența, ar trebui să reamintim câțiva indicatori epidemiologici actuali. Cum bine ați prezentat la începutul emisiunii, cancerul colorectal cuprinde 2 afecțiuni, cancer de colon și cancer de rect, dar datorită caracteristicilor similare sunt folosite, termenii sunt folosiți alăturat de cele mai multe ori și reprezintă o problemă de sănătate publică atât la nivel european cât și în România, dar și la nivel mondial. Dacă ne referim la zona Europei, din care și noi facem parte, trebuie să știm că dacă ne referim la frecvența cu care această formă de cancer apare, ea este a treia ca frecvență în rândul bărbaților și a doua atunci când ne referim la femei. Ca să ne facem o idee, numai în anul 2020, peste 507.000 de noi cazuri au fost diagnosticate la nivelul Europei, reprezentând aproape 13% din totalul neoplaziilor diagnosticate în acel an. Iar dacă ne referim la ratele de mortalitate, putem spune că au fost înregistrate cu această maladie, cu această boală,
un număr de peste 240.000 de cazuri la nivelul Europei în același an, ceea ce reprezintă aproximativ 12,6% din totalul deceselor provocate de cancer. Dacă ne întoarcem la datele din România, și la noi se întâlnesc aceleași date ca cele menționate anterior, atunci când vorbim de frecvența apariției acestui cancer, ocupă același loc 3 când ne referim la cancerele apărute la bărbați și același loc 2 atunci când ne referim la cancerele apărute la femei. În anul 2020, ca să comparăm cu datele prezentate anterior, în România au fost diagnosticate aproape 13.000 de noi cazuri de cancer de colorectal în 2020, respectiv 12.938, ca să fiu mai concret, reprezentând peste 12% din totalul neoplaziilor diagnosticate în acel an. Și mi-ar trebui să spunem că aproximativ 6.000 de pacienți pierd lupta cu această formă de cancer și o să vedem de ce se întâmplă acest lucru. Pentru că m-ați întrebat de evoluția incidenței, există date care arată evoluții, să le spun așa, ondulatorii între diverse perioade de timp, între diverse ani și între diverse grupe de vârstă. Cunoaștem faptul că vorbim de o boală care apare preponderent după vârsta de 50 de ani și dacă vorbim de evoluția incidențelor în ultimii ani, s-a constatat că aceasta a scăzut la grupa de vârstă peste 65 de ani în ultimii ani, începând cu 2000, aproximativ cu 3% anual, la grupa de vârstă 50-64 cu mai puțin de atât, cu 0,6%, dar datele arată un lucru mai important și mai alarmant decât această scădere, care are legătură probabil cu screening-ul și cu conștientizarea bolii, creșterea atât a incidenței cât și a ratelor de deces la persoanele cu vârstă mai mică de 50 de ani. Vorbim de persoane sănătoase și care aparent sănătoase, care probabil ajung în stadii avansate atunci când sunt diagnosticate. De altfel, cunoaștem că în România peste 30% dintre cazurile diagnosticate se întâmplă să aibă diagnostic evoluție de la stadiul 3-4 la momentul diagnosticului, ceea ce ar explica aceste rate de deces. Cam acestea ar fi datele statistice și măsurile de intervenție pe care ar trebui să le... Aș vrea să întreb pe doamna doctor Stănculeanu, care ar fi factorii favorizanți apariției cancerului colorectal și cum poate pacientul să-și dea seama că are o problemă? Când și când ar trebui să se prezinte la medic pentru un consult de specialitate? Sigur că pacientul ar trebui să se prezinte la medic când și de câte ori simte că nu e normal, că nu e normal cu dur. În principiu, pacientul ar trebui să cunoască scăderea tului modul doamna Culeanu, o secundă, vă întrerup. O să revenim la dumneavoastră imediat. Încercăm să refacem această legătură video. Nu reușim să vă auzim foarte bine. Aș vrea, domnule doctor, pentru că sunteți omul cifrelor aici la 360 Medical și al statisticilor, avem în România spitale pregătite pentru tratament? Sunt unitățile medicale din țara noastră dotate așa cum trebuie? Avem echipe multidisciplinare, pentru că se tot discută în cazul multor afecțiuni despre necesitatea acestor echipe multidisciplinare, care specialiști care să lucreze împreună și să pună un diagnostic și ulterior să supravegheze și să trateze pacientul. Dacă ne referim la această formă de cancer, în opinia mea, da, există expertiza necesară.
Există o îmbunătățire a posibilităților terapeutice aduse în ultimii ani, deși, desigur, este loc de îmbunătățire, mai ales dacă ne comparăm cu alte țări europene. Am mai discutat în emisiunile noastre, dacă ne referim, de exemplu, la tratament, la aspecte cum ar fi perioada de timp de la autorizarea unui medicament până ajunge efectiv în sistemul de rambursare, ceea ce creează diferențe între un european român și un european, nu știu, din alte țări, în ceea ce privește această perioadă de la existența medicamentului până la acces. Se discută, într-adevăr, și în România de aceste echipe multidisciplinare, iar dacă vorbim de neoplazii de tumor borduri, care ar trebui să abordeze integrat aceste afecțiuni. De altfel, necesitatea integrării acestor mecanisme în sistemul de sănătate a fost adusă de curând prin implementarea într-o propunere care va fi la nivel legislativ, un act normativ, legată de Planul Național de Control al Cancerului, unde cancerul colorectal are să spunem, dedicată o strategie care să conducă în final la îmbunătățirea calității vieții la pacienților, la depistarea precoce a cazurilor. Este bine cunoscut faptul că, de exemplu, o treime dintre cazurile de cancer colorectal ar putea fi prevenite prin metode de screening corect implementate. O altă treime ar putea fi prevenită prin intervenția la nivelul unor factori care pot fi modificabili, factorii de risc cunoscuți pentru această boală, cum ar fi sedentarismul, fumatul, alcoolul, anumiți factori alimentari. O să ne vorbească imediat, doamna Stânculeanu, despre asta. Da. Prin urmare, plecând de la aceste date cunoscute, în Planul Național de Control al Cancerului s-au stabilit obiective care să cuprindă inclusiv abordarea aceasta multidisciplinară prin înființarea, de exemplu, a unui număr de 8-10 centre integrate care să abordeze integrat această patologie la nivel național cu termene fixe, stabilite de înființare și de dotare a acestor centre. Implementarea de programe naționale de screening. În România nu există un program național de screening pentru această formă de neoplazie. Există, începând cu 2018 și ulterior în 2019, două programe pilot desfășurate cu obiectivul de screening a unor beneficiari, a unor pacienți cu vârste cuprinse între 50 și 75 de ani, care ar trebui să se finalizeze la sfârșitul anului 2023. Astfel că în Planul Național de Control al Cancerului este prevăzut ca începând cu 2024, când aceste programe pilot se finalizează, să înceapă program național de screening. Am refăcut legătura cu doamna Stânculeanu, îmi spun colegii că este regulă, sper că ne auzim foarte bine. Vă întrebam despre factorii favorizanți apariției cancerului colorectal, doamna doctor, și cum poate pacientul să-și dea seama că are o problemă, care este momentul în care acesta trebuie să se prezinte la un medic specialist. Pacientul român, sper că mă auziți acum. Da, se aude foarte bine. Bun. Pacientul își dă seama singur, pentru că dacă ne gândim la cancerul colorectal, lăsând la o parte scăderea în greutate, oboseala, sindromul anemic, tulburările de tranzit îl pot face pe pacient să se gândească că ceva nu este în regulă și probabil să se gândească la un cancer colorectal. Evident, sângerări care pot fi de la sângerările oculte, așa cum a spus domnul doctor, stau la baza
screening-ului prin determinarea hemoglobinei din sânge, dar și practic sângerarea proaspătă poate să te ducă cu gândul la un cancer colorectal. Evident că în ultimii ani în țara noastră și pe peste tot stilul de viață s-a schimbat și din nefericire consumul de carne roșie, de alcool, tutunul și obezitatea stau la baza apariției cancerelor colorectale. Sigur că la ele se poate adăuga istoria, se poate adăuga istoria familială de cancer colorectal și predispoziția genetică. Iar un orice individ care teoretic știe că a avut în familia lui un pacient cu o rudă, un aparținător cu cancer colorectal și nu numai, trebuie să se gândească că este bine să participe la fie la un screening, fie la un screening oportunist, cu alte cuvinte, să se prezinte la medic pentru a determina dacă are sau nu astfel de afecțiune. Se poate vorbi, doamna doctor, în cazul acestei afecțiuni de noțiunea de curabil, de vindecare și care ar fi prognosticul în funcție de stadiul bolii la diagnosticare? Sigur că vorbim de curabilitate în cancer și lăsând la o parte diagnosticul pus în stadiile incipiente sau pus în momentul în care leziunile precanceroase nu s-au transformat în leziuni maligne, practic curabilitatea bolii pornește de la conștientizarea diagnosticului, la screening, la metodele noi de diagnostic și evident metodele noi de tratament. Sigur că prognosticul variază în funcție de momentul în care s-a pus diagnosticul și că un pacient cu un cancer colorectal care a fost diagnosticat are nevoie în marea majoritate a cazurilor de tratamente suplimentare, iar prognosticul fără discuție că diferă în funcție de o grămadă de rezultate date de intervenția chirurgicală, depinde de sediul tumorii, de invazia ganglionilor, de prezența sau nu a proliferărilor tumorale, de modificările moleculare. Iar dacă vorbim de bolile avansate, de boala metastatică, și aici discutăm de supraviețuiri îndelungate. În general, este bine să știți că în cancer încercăm să considerăm boala ca o boală cronică și atunci când discutăm de supraviețuire, discutăm de supraviețuire fără progresie, tocmai ca perioadă între două acutizări ale bolii. Deci, de principiu, supraviețuirea crește și supraviețuirea variază în funcție de toți acești factori de prognostic, care sunt factori care țin de pacient, care țin de boală, care țin de tratament. Toți la un loc influențează, de fapt, supraviețuirea în cancer. Care ar fi provocările pe care le întâmpină pacienții cu cancer colorectal în prezent? Și v-aș mai întreba dacă au fost dificultăți în oferirea de îngrijire medicală de specialitate pentru pacienții cu această afecțiune, cu precădere în perioada pandemiei, când știm că au existat probleme în cazul tuturor afecțiunilor și sper să nu mă înșel. Nu știu dacă au existat pacienți privilegiați. Provocări sunt multiple în momentul, de la momentul diagnosticului sau de la momentul în care
pacientul se adresează medicului. Sigur că există circuite, dar există, așa cum a spus și domnul doctor Fotin, programe de screening, însă ca să participi la ele trebuie să fii conștient că boala poate să existe, să te gândești la obiceiurile tale și la istoricul tău familial vis-a-vis de această boală, iar amânarea sigur că poate să ducă la un diagnostic într-un stadiu tardiv sau la un diagnostic pus într-o urgență medicală, pentru că din nefericire majoritatea pacienților noștri sunt diagnosticați ca urgență medicală. Practic ajung într-un serviciu de chirurgie cu un diagnostic de urgență, ocluzie sau peritonită sau oricare altă urgență care ține de sfera digestivă și în momentul intervenției chirurgicale se constată că s-a diagnosticat un cancer de tub digestiv. Și atunci, sigur că aceasta este o provocare. Dacă mă întrebați de provocări de pandemie, sigur că la începutul pandemiei a existat frica foarte mare de boală, de boala COVID, și atunci pacienții au refuzat să mai meargă și la screening și la medicul de familie, ca să nu mai spunem de pacienții aflați în tratament, care teoretic au refuzat să-și continue tratamentul oncologic tocmai de frica diagnosticului. Sigur că lăsând la o parte toate acestea, practic, datorită COVID-ului, inclusiv activitatea secțiilor chirurgicale și accesul pacienților a fost modificat. Și atunci, sigur că au fost o grămadă de probleme care au făcut ca diagnosticul să se pună în faze avansate sau pacientul să fie diagnosticat în stadiul 4 de boală. Trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Vă propun însă să rămâneți alături de noi pentru că mai discutăm peste câteva minute și din alte puncte de vedere acest subiect. O să vedem și în ce fel este prioritizat acest tip de cancer în Planul Național de Combatere a Cancerului, care a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni, și multe alte aspecte. Revenim în câteva minute. Continuăm discuția noastră astăzi. Tema este cancerul colorectal. De altfel, vă reamintim că în luna martie se marchează această afecțiune și este o lună în care în permanență se atrage atenția cu privire la simptome, la importanța screeningului, la importanța unui tratament corect și să dăm importanță, bineînțeles, sfaturilor oferite de specialiști. În continuare, în legătură video direct alături de noi este conferențiar universitar dr. Dana Stănculeanu și în platou medicul Nicolae Fotin. Aș continua cu dumneavoastră, domnule Fotin, pentru că le promiteam telespectatorilor că vom vorbi despre modul în care acest tip de cancer este prioritizat sau în ce stadiu se află această afecțiune în Programul Național de Combatere a Cancerului, care a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni, și care ar fi măsurile pe care un astfel de plan de cancer ar trebui să le cuprindă în ceea ce privește cancerul colorectal, bineînțeles. Acum aș relua puțin ce a zis doamna profesor legat de faptul că abordarea acestei boli trebuie să fie bidirecțională. Odată noi trebuie să conștientizăm că există acest risc de a dezvolta o astfel de patologie, mai ales în contextul exprimat de doamna profesor legat de anumiți factori de risc sau de o predispoziție genetică familială. O altă abordare este cea din perspectiva autorităților. Planul acesta de combatere a cancerului ar reprezenta strategia pe care România, o strategie integrată pe care România o are de a lupta împotriva tuturor formelor de cancer, inclusiv acesteia.
Sigur că abordarea strategică trebuie să fie bazată pe datele existente la nivel național și să plece de la realitățile din sistemul nostru și din viața noastră de zi cu zi. Spuneam că există câteva date statistice legate de această boală, astfel că Planul Național de Combatere a Cancerului vizează situațiile existente cu scopul de a îmbunătăți acești indicatori. Vă dau câteva exemple. România își propune să scadă mortalitatea cu 15% pentru pacienții cu astfel de neoplazii. Vă spuneam că peste 6.000 de pacienți pierd lupta anual. Asta este unul dintre indicatori, unul dintre obiective, prin niște obiective specifice, plecând de la depistare precoce, care, așa cum am văzut de la doamna profesor, schimbă rata supraviețuirii de la peste 90% atunci când un astfel de cancer este depistat precoce, la mult mai puțin când ajunge, așa cum se întâmplă în România, ca diagnosticul să fie pus în peste 55% dintre cazuri în stadii 3 și 4. Acesta este un alt obiectiv pe care acest plan și-l propune, să scadă, cu 10% anual identificarea, diagnosticarea acelor persoane care sunt în procent de 30% din total diagnosticate în stadiu 4, iarăși prin niște metode specifice, adaptate. Își propune de asemenea să rezolve modalitatea în care noi am mai discutat și e bine cunoscut, pacienții intră într-un program de supraveghere, de monitorizare, care ar trebui făcută la 6 luni cu limitările cunoscute, imposibilitatea programării pentru investigații imagistice la timpul respectiv când ar trebui să se întâmple acel control, acea evaluare. Acest program propune ca această programare, această evaluare să fie făcută la 2-3 luni și să se ocupe statul de aceste programări, astfel încât să fie siguri că pacienții beneficiază în timp de evaluare. Modalitățile de diagnostic, iarăși se propun și acolo obiective, cum ar fi identificarea. La această dată nu există teste, programe sau decontări privind testele genetice sau genomice pe care pacienții trebuie să le facă. Acum sunt suportate de cele mai multe ori de industria farmaceutică, dar planul propune iarăși identificarea de resurse care să facă posibilă, pe de o parte, decontarea acestor analize, cât și stabilirea unor modele de bună practică unitară la nivel național atunci când vorbim de astfel de teste. Să testeze la fel pentru toți pacienții. Ceea ce ar conduce la următorul pas legat de asigurarea de medicamente, terapii țintite în funcție de aceste determinări. Spuneam și mai devreme că în România accesul a fost îmbunătățit, dar nu într-atât încât să spunem că nu se mai poate face nimic. De exemplu, din numărul total de medicamente autorizate european, foarte puține ajung să fie și în România și acelea ajung un pic mai târziu. Planul prevede măsuri și pentru rezolvarea acestei situații. Aș vrea să o întreb pe doamna dr. Sănculeanu, mai avem câteva minute din emisiune, și pentru că tot a făcut domnul dr. Fotin referire, doamna dr. Sănculeanu, la inovație, la adaptarea la vremurile pe care le trăim. Credeți că implementarea telediagnosticului sau teleprescripției pentru această boală ar putea facilita în vreun fel accesul pacienților la tratament, la investigații? Dacă mă întrebați de ceea ce înseamnă telediagnostic, da. Telediagnosticul poate să ajute în sensul, nu că pacientul se diagnostichează folosind pur și simplu acasă sau altfel, dar pur și simplu pentru diagnostic este mult mai ușor să ai acces
dacă diagnosticul ai pus sau o investigație ai făcut-o într-un anumit centru, investigația poate să aibă o descriere și un diagnostic pe investigație pus într-o echipă multidisciplinară folosindu-se într-adevăr mijloacele noi informatice. Vis-a-vis de teleprescripție, mă îndoiesc că putem folosi dacă ne referim la tratamentele complexe. Pentru că dacă discutăm de tratamentul cancerului, mai ales în stadiile avansate, dar chiar și în tratamentul de adjuvanță, nu se poate face o teleprescripție. Este nevoie de prescripția și aprobarea tratamentului, mai ales dacă discutăm de molecule noi, de terapii personalizate, discutăm de imunoterapie. Aceasta trebuie făcută într-un centru specializat și pacientul trebuie urmărit. Da, dacă discutăm de tratamente simple, cu reacții adverse minime, atunci sigur că putem discuta și de teleprescripție. Și pentru că ați făcut referire la testarea moleculară și la medicina personalizată, vreau să vă întreb care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste aspecte în ceea ce privește cancerul colorectal, pe termen scurt și pe termen mediu? Pe termen scurt deja folosim testarea moleculară și folosim terapie personalizată în sensul că folosim terapii țintite în funcție de modificările moleculare ale tumorii și evident că pe termen mediu acesta va fi viitorul tratamentului. Sigur, nu putem discuta de inexistența chimioterapiei, ea va fi alături, o bună perioadă de timp alături de terapiile targetate și de imunoterapie, însă acesta va fi viitor. Mulțumesc tare mult pentru prezență, doamna doctor Dana Stănculeanu, și pentru toate aceste detalii pe care ni le-ați oferit. 30 de secunde mai avem la dispoziție, domnule doctor Fotin, dacă vreți să mai adăugați ceva. Trebuie să reținem următoarele lucruri. Este o boală cu impact asupra întregii societăți, frecventă, poate fi prevenită prin măsuri pe care de altfel le-am recomandat la fiecare emisiune. Screening-ul este cel care identifică precoce și ne păzește de stadii avansate de boală. Este o boală vindecabilă în proporție mare dacă este depistată de vreme. Trebuie să vorbim cu medicii noștri de familie sau medici apropiați de cum putem face acest screening până va exista un program de screening național care să fie susținut și implementat. Sunt țări în care aceste programe funcționează și au demonstrat că incidențele au scăzut cu mai mult de 50% acolo unde screening-ul este deja implementat. Mulțumesc tare mult și dumneavoastră pentru prezență. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou subiect, la fel de interesant, spunem noi. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. La ora 14, Andreea Moraru vă așteaptă la Talk B1. Numai bine!